Medicul Andrei Cuț, judecată pentru luare de mită, dar eliberată sub control judiciar, s-a gândit că totuși ar putea să revină la șefia Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap din cadrul DGASPC Brăila. Pentru că judecătorii nu i-au impus restricții, a participat la concurs și l-a și câștigat. Mai exista un singur pas, și anume membrii Consiliului Județean Brăila să aprobe sau nu revenirea ei pe funcție. Consilierii au ales fără prea multe comentarii calea morală și au respins proiectul. Cum asupra acestei persoane este instituit în prezent un act de urmărire pentru fapte de corupție, pentru protecția alegătorilor noștri, în esență, și a Consiliului Județean, noi, grupul consilierilor județeni ai Partidului Social Democrat, vom vota împotrivă. Trebuie să ținem cont de faptul că doamna doctor, din informațiile pe care le-am primit și au fost făcute publice, și-a recunoscut vinovăția. Eu zic că este un detaliu foarte important de care trebuie să ținem cont, drept pentru care grupul UNPR nu va vota astăzi numirea doamnei doctor. Șocați de gestul doctorului, unii consilieri s-au arătat de părere că cel mai corect ar fi fost ca ea să-și dea demisia și să nu mai pună Consiliul într-o situație atât de jenantă. Solicit demisia de onoare a doamnei doctor Andrei Cuț din această comisie de expertiză. În acest moment, comisia a rămas din nou fără președinte, iar asta înseamnă că aproximativ 600 de persoane sunt în pericol ca în luna decembrie să nu își primească indemnizațiile și medicamentele. Singura soluție ar fi ca, pentru o săptămână, președintele comisiei similare de la Galați să fie din nou delegat la Brăila, pentru a nu lăsa oamenii fără bani și tratamente.